după ce a jucat în unul din primele seriale românești nominalizat la Festivalul de la Berlin, un serial cu spioni români din perioada Războiului Rece. Actrița Ana Ularu a revenit într-o scurtă vacanță în România și este în direct alături de noi aici și acum la Euronews România. Bună seara, mulțumesc că ați găsit timp să discutăm în această seară de 1 mai și că sunteți în direct la Euronews România. Bună seara, bună seara. Mulțumesc foarte mult pentru invitație și vreau să clarific un pic că mai degrabă decât într-o scurtă vacanță, eu locuiesc încă aici și cu foarte mare drag. Nu am plecat de fapt niciodată și nici nu cred că voi pleca vreodată. Am incursiuni scurte atunci când lucrez în alte locuri, dar locuiesc aici. Foarte, totul. Foarte bine. Sufletesc. Și haideți să începem discuția de la ceea ce spuneți acum. De ce România? De ce nu ați pleca din România? De ce spuneți asta? Pentru că, adică nu cred că aș pleca niciodată definitiv, pentru că nu am simțit nevoia vreodată să plec. Îmi fac meseria și în afară, dar întotdeauna, nu știu, simt că mă hrănește foarte mult locul ăsta cu toate problemele lui, dar în continuare e matca și locul de unde trag energie și locul în care funcționez foarte bine ca umor și ca, nu știu, ca legătură cu un public. E locul în care am familie în continuare, în care joc teatru, în care am prieteni. Nu, bine, am prieteni peste tot în lume, dar aici se adună foarte mare parte din sufletul meu. Foarte. Așa că vagabondez și mă întorc. Da, și ultimul serial în care ați jucat, cel care se numește Spy Master și care a fost nominalizat la Berlin, este inspirat din România, din perioada Războiului Rece. Greșesc cumva sau este inspirat chiar din istoria lui Pacepa și a încercării de a fugi și chiar fuga sa din România? Încercării reușite de a fugi. Da, povestea are la bază ideea de dezertare a unui general esențial, într-adevăr. Dar mai departe de atât, e vorba de ficțiune. Și o ficțiune foarte puternică. Serialul Spymaster, pe care abia aștept să-l prezentăm publicului român, este un serial de acțiune, este un serial cu suspans, cu spioni, cu iubiri fulgerătoare și cu pistoale și alergături în mașini superbe. Adică e mult mai glamour din foarte multe puncte de vedere decât ceea ce ne-am putea imagina și ceea ce ne-a fost prezentat vreodată despre perioada de tristă amintire. Adică nu aș vrea niciodată ca publicul să zică înainte să vadă încă o poveste din perioada aia. Nu. E vorba despre ceva cu totul inedit. Serialul arată extraordinar, este jucat minunat. Sunt foarte fericită de toți colegii mei și de oamenii cu care am avut șansa să mă întâlnesc în acest serial. Cum v-ați simțit? Care stă la bază și care a inspirat este povestea pe care am avut șansa să o citesc în adolescență, Orizontul Roșii, cartea lui Ion Mihai Pacepa. Stă la bază, dar noi suntem cu totul alt animal, ca să zic așa. Confirmați-mi informația pe care am citit-o despre biografia dumneavoastră, mai ales în acest context. Cum s-a simțit o actriță din România care joacă în acest serial, care va rula în România, dar va rula și la nivel internațional, cu siguranță. Cum v-ați simțit în condițiile în care înțeleg că în timpul Revoluției ați adunat gloanțe în București? Și cum eram v-ați simțit bebeluși. Da. Și cum v-ați simțit să jucați, să readuceți la viață acele momente din Războiul Rece pe care mulți și-ar vrea să le uite?
Bine, a fost foarte interesant pentru mine, pentru că eu am avut șansa de a mă naște și de a mă naște într-o lume liberă, de fapt. De a crește și de a învăța să trăiesc liber. Șansă pe care părinții mei, din păcate, nu au avut-o. Și o întreagă generație căreia, practic, i-a fost furată tinerețea. Această șansă ei nu au avut-o. Eu am putut să îmi folosesc imaginația și să vorbesc despre un personaj, în cazul personajului meu, care ar fi fost în orice context de partea cealaltă. Ar fi fost, să zicem, un dușman al familiei mele sau al cercului nostru de prieteni. Eu joc o tovarășă foarte credincioasă a sistemului și a fost foarte interesant să mi-o imaginez, să-i generez misterul pe care îl are, credința foarte puternică pe care o are în sistem și conflictul ei personal cu personajul principal și unde ei doi deviază complet în mentalitate. Cum vă explicați că înțeleg că vorbiți despre faptul că, iată, în timpul Revoluției ne-am câștigat niște drepturi, libertăți, pe care părinții dumneavoastră nu le-au avut, dar cum vă explicați că tinerii de generația noastră ajung să regrete acele vremuri pe care nu le-au trăit, dar sunt nostalgici, cumva, după o mână de fier, după anumite vremuri pe care, cum spuneți, noi le-am câștigat la Revoluție și inclusiv prin sânge? Nu am auzit vreodată la generația mea care regreta chestia asta, dar mi se pare stupid. Așa? Adică n-am fost confruntată niciodată cu discuția asta. Mă amuză foarte tare să văd puști vorbind despre comunism sau socialism și e foarte greu să explici unei generații de noi de oameni că e un sistem care în vitro ar funcționa socialismul, dar în istorie s-a dovedit întotdeauna a fi un eșec total și un fiasco și deseori a generat mormane de cadavre. Dar, mă rog, aici e o discuție mult mai amplă. Cred că generațiile atunci când în general devin nostalgice după lucruri pe care nu le-au trăit, vorbește mai mult despre lipsa de maturitate sau lipsa de informare. Și aici cred că suferim îngrozitor. Suntem în cea mai deschisă epocă din punct de vedere al capacității de a ne informa și cu atât mai puțin ne informăm sau luăm concepte de-a gata amestecate și titluri de articole și le prezentăm drept flamură. Acum, când am putea avea 20 de surse la tot, mergem doar pe una și, în general, aia mai puțin fericită. Foarte interesant. Observați acest lucru în România la fel de mult ca în afară, acolo pe unde mergeți, sau mai mult în afară decât în România, dacă este să faceți o comparație? Nu știu dacă am stat vreodată să fac o sumă a lucrurilor ăstora. Nu. Am întâlnit peste tot oameni minunați și care au, nu știu, se poziționează logic în istorie și se documentează în legătură cu atât cu contemporaneitatea, cât și cu urmele în care calcă, și am întâlnit totdeauna peste tot și oameni superficiali sau, să zicem, mai puțin interesați de lucruri nefrivole și tot așa. Eu tind să nu generalizez despre nimic. Da, vă mulțumesc că faceți acest lucru și este de-a dreptul lăudabil, dar ați întâlnit, da, ați întâlnit atunci când ați mers în afară și ați jucat persoane foarte cunoscute cu care ați jucat alături și în prezentarea mea eu vorbeam despre Tom Hanks, Keanu Reeves, am găsit într-un interviu în care spuneați despre Keanu Reeves referitor la faptul că ați vrut să aveți așa un soi de ceartă pe anumite subiecte din
Siberia, filmul în care ați jucat împreună, în care nu înțelegeați o scenă sau cel puțin aveați o altă viziune. Despre ce s-a întâmplat? În ce a constat această discuție? Era o scenă care nu funcționa la modul la care fusese scrisă atunci. Era o scenă care era în completă disonanță cu felul în care cele două personaje interacționaseră până atunci. Și asta era ultima scenă. Și când am făcut lectura, am fost cu o săptămână și înainte la locul de filmare și am făcut lecturi, am lucrat pe fiecare dintre scene. Noi am discutat foarte mult în timp ce lucram și ne știam foarte bine personajele. Am zâmbit așa pentru că tocmai am văzut un coleg foarte drag în această prezentare, în trailerul de la Siberia pe care l-ați spus. Și, mă rog, s-a întâmplat ca în scena respectivă să o citim și eu să spun că nu mi se pare deloc logic. Mi se pare că e, nu știu cum să explic, suna a notă falsă într-o chestie care muzical funcționa foarte bine, poate mai bine în scenariu decât a funcționat ulterior în film, dar asta e, ai foarte puțin control și până la urmă deseori revine unui regizor mai mult sau mai puțin talentat controlul asupra unui film. Scena respectivă, care era esențială și era ultima scenă, nu funcționa deloc. Și ne-am încontrat un pic, iar eu în v-ați contrat, capul meu pâlpâia chestia asta. Că v-ați contrat sau v-ați certat? Vorbesc cu o persoană. Ați zis, ne-am contrat. Și dumneavoastră ziceați așa, îmi spunea mie să nu mă iau la ceartă cu Keanu Reeves. V-ați certat cu Keanu Reeves? A fost o ceartă creativă. N-are legătură cu orgolii. Deseori când lumea vorbește despre ceartă, nu știu, cred că e imaginea asta de lătrăm unii la alții. Nu, era o discuție în contradictoriu creativă și eu mă tot gândeam că totuși trebuie să tac și să-mi văd de viața mea și să fiu totuși o actriță supusă, dar e motorul ăsta în mine care funcționează dintotdeauna și care e irreverent, să zicem, dar eu cred în poveste și eu țin cu povestea și mă lupt pentru poveste, chit că îmi fac mie un deserviciu de foarte multe ori. Și cum a ieșit până la urmă? Ce a zis Keanu Reeves? Cum a rămas? Și ca mine. A ieșit ca mine, pentru că a ieșit ca mine și știam că am dreptate în clipa respectivă. Era o chestie care ar fi făcut un deserviciu acestei povești de dragoste. Ar fi dus-o la o concluzie nefericită. Și scena, așa cum e în film acum, este ideea pe care a avut-o el în urmă cu această în urma acestei discuții pe care am avut-o împreună. Și mă bucur foarte mult de discuția asta și mă bucur foarte mult că de cele mai multe ori în viața mea n-am tăcut atunci când a fost vorba de lucruri în care am crezut real. E așa, un soi de spirit revoluționar în mine de care tot timpul mi-a fost teamă pentru că mă luam la ceartă și cu profesorii în liceu. Iată un sfat bun pentru fetițe. Am un spirit de justițiar. Iată un sfat bun pentru fetițe, pentru fete, pentru femei, de a spune mereu ce cred și a nu tăcea, nu? Noi, cei care nu vom reuși niciodată să-l întâlnim pe Keanu Reeves, puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre el, cum este Keanu Reeves, cum a reacționat după discuțiile cu el? E un om absolut minunat. Și spun chestia asta din toată inima. E un partener extrem de generos, este un om foarte, foarte, foarte inteligent și extrem de citit și cu o sensibilitate și cu o profunzime absolut speciale și cu o reală smerenie. E o întâlnire minunată din viața mea și mă bucur foarte mult că ea s-a întâmplat. Îmi pare foarte rău că filmul a ieșit altfel decât l-am făcut noi la momentul la care l-am făcut. El a avut neșansa de a ajunge într-o cameră de montaj cu un creator care nu l-a înțeles și care l-a trunchiat și sfârtecat pe alocuri. Dar nu o să regret niciodată
pentru că experiența mea creativă din momentul filmărilor și întâlnirea mea creativă cu acest om au fost absolut minunate. Și cu siguranță vor urma, mai ales că ați avut această conexiune și această discuție care a dus la o scenă atât de frumoasă. Dar până la urmă aceasta este soarta unor filme, niciodată nu știi ce se va întâmpla după ce intră la montaj. Eu vreau să vă întreb și despre Inferno, a jucat alături de Tom Hanks și foarte interesant, după aceea i-ați cerut o scrisoare de recomandare lui Tom Hanks. V-a scris o scrisoare de recomandare? Da, da. Am avut cu ani în urmă, am luat un rol într-un film în America și timpul dintre proba pe care am dat-o și începerea filmărilor n-a fost îndeajuns ca eu să pot obține viza O-1, care este viza cu care poți lucra în Statele Unite. Așa că am decis să iau green card se cheamă EB-1 și se numește The Einstein Visa, este pentru oameni de știință, sportivi, muzicieni, actori, bla, 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 green card-ul de merit, cum ar fi. Și pentru asta îți trebuie niște scrisori de recomandare și una dintre scrisorile de recomandare a fost de la Tom Hanks, și care a fost absolut minunat și cu care m-am întâlnit în 2021 pe platouri la serialul în care juca soțul meu, 1883. Și m-am reîntâlnit cu el și a fost o reîntâlnire absolut adorabilă, pentru că el mi-a spus întotdeauna kiddo, copilule, și a fost o reîntâlnire cu el și o întâlnire cu Rita Wilson, cu soția lui pe care o cunoscusem prin FaceTime și tot așa, și a fost foarte plăcut să ne revedem. Foarte interesantă povestea și aceeași întrebare. Tom Hanks, cum este în viața reală, așa cum nu avem noi cum să-l cunoaștem atunci când îl urmărim pe marile ecrane? Este minunat. E un om atât de smerit și de, nu știu, normal și cu umor și cu, nu știu, foarte deschis. E foarte ciudat, pentru că am avut, când sunt oamenii ăștia pe care noi îi vedem pe niște postere, după care eu am avut și eu și foarte mulți alți actori români șansa de a sta să mâncăm un sandwich împreună și să bârfim, nu știu, sau să vedem un cățel simpatic. Adică, și îi cunoști ca oameni și e foarte plăcut, pentru că brusc toată poleiala asta dispare și vezi un om care de cele mai multe ori a ajuns și s-a menținut acolo pentru că e realmente bun din toate punctele de vedere. E un soi de, nu știu, eu cred așa, în mod infantil și naiv, că doar oamenii buni până la urmă se mențin și că e un soi de ceva care înlătură răul și să sperăm că așa o să se întâmple. Mă bucur că spuneți asta. Mă bucur că spuneți asta, pentru că este foarte bine să promovăm și latura aceasta bună din oameni, nu doar calitatea profesională remarcabilă pe care acești oameni au demonstrat-o de-a lungul timpului. În același timp, nu știu cum aș vrea să vă spun direct că vă invidiez sincer, că ați cunoscut-o și pe Jennifer Lawrence, Bradley Cooper de asemenea. Cum ajungeți să luați un rol în filme atât de importante? Cum se întâmplă? Știu, există casting și așa mai departe. Sau probe. Probe. Dar totuși trebuie să ai ceva ca să treci de această etapă și să apari pe aceste afișe. Asta nu știu eu. Asta nu mi-e dat. Asta e o întrebare care trebuie adresată celor care până acum m-au angajat. Eu doar învăț niște texte și mă duc acolo sau mă filmez cu cât talent și cu câtă inspirație am în clipa aia. Eu în continuare mă apropii de meseria mea cu
cu smerenie și cu senzația că mai am foarte multe de învățat și tot timpul pornesc cu chestia asta de ok, să vedem imaginația unde mă duce în clipa asta și ce cred eu că ar face sau cum cred eu că ar gândi personajul. Și uneori am dreptate sau mă potrivesc cu viziunea unui creator și alteori, de cele mai multe ori, n-am dreptate și nu iau probe. Și e foarte... Rata de succes în succes e total debalansată. Dar mă bucur dacă vă bucurați de momentele în care am luat proba. Noi ne bucurăm foarte mult. Eu, de exemplu, mă bucur că stau de vorbă în această seară cu dumneavoastră și vreau să vă mărturisesc că vă ascultam foarte atent și în Siberia, de exemplu. Cum reușiți să treceți de accentul românesc atunci când vorbiți în limba engleză? Este aceasta o barieră sau nu? Nu știu dacă am avut vreodată accent românesc. Eu am așa un accent de culoarea vântului, care nu are legătură cu nimic. Asta vă întreb, cum reușiți să treceți? Deci, păi nu știu, n-am avut niciodată accent românesc clar. A trebuit să joc cu accent rusesc, cu accent francez, cu accent britanic, cu accent de Carolina de Sud, în filmul cu Carolina de Nord. Faceți un exemplu acum, dacă puteți. Așa, cât se poate, vorbiți-mi cu accent rusesc, Carolina de Nord și francez. Să nu fac asta. Bine, dacă nu, vă rog. Este în regulă. Eram foarte curios cum arată. Toate astea se văd în toate filmele astea. Carolina de Nord avem în Serena cu Bradley Cooper și Jennifer Lawrence, accent francez avem în The Borgias, dar sunt niște... Adică, nu știu, mi-e greu să le desfac din contextul unor personaje. Înțelegem acest lucru, nicio problemă. În schimb, vreau să vă întreb în felul următor. Ați fost acceptată în atâtea filme remarcabile, cu actori remarcabili și totuși înțeleg că ați fost refuzată de teatrul din Craiova? Da. N-am fost refuzată. Am luat un concurs cu notă mare, dar nu era loc de mine acolo. Și cred că aici vreau să... las asta. Nu s-a întâmplat la momentul respectiv și probabil că nu era, nu știu, eu cred cu foarte mare... Când s-a întâmplat? Câți ani aveați? Când s-a întâmplat? 21. 20 sau 21? 21, cred. Poate 22, nici nu mai țin minte. Nu, n-a fost să fie. Sunt lucruri... care se întâmplă și se întâmplă cu un scop și cu un motiv. Nu cred în predestinare neapărat, dar cred în faptul că atunci când încercăm prea tare să facem ceva, nu va... Sau dacă ceva nu e pentru noi, acel ceva nu se va împlini. Ziceți că nu... Și oricât de tare mi-aș dorit eu să joc în acel teatru, nu ne-am întâlnit atunci. Și poate că doar momentul în care ne-am întâlnit, când am avut șansa uriașă să joc în spectacolul domnului Silviu Purcărete, În măsură pentru măsură, care era un spectacol absolut minunat și șansa de a-mi fi dat acel rol pe care l-am primit atunci, poate că doar întâlnirea aia era tot ce trebuia să se întâmple între mine și teatrul din Craiova. Sau poate că nu. Poate că în câțiva ani o să mai fac un spectacol acolo și m-aș bucura să joc și acolo și oriunde. Dar până la momentul respectiv, până la momentul de acum, de fapt, eu am avut o întâlnire foarte frumoasă cu teatrul din Craiova și sunt foarte recunoscătoare pentru timpul pe care l-am petrecut acolo. E un loc în care în continuare am lăsat foarte multă inimă, e o trupă pe care o iubesc și din care am prieteni foarte buni și foarte apropiați. Dar înțeleg că nu e loc de resentimente, că asta este mesajul. Nu e loc de resentimente pentru nimic. Pentru absolut nimic, pentru că e foarte scurt cât avem de trăit și așa că deci să-mi ocup timpul cu asta. Am atâta treabă în rest. Și pentru că sunteți o voce foarte puternică și importantă din teatrul românesc, din cinematografia românească, am găsit o declarație a dumneavoastră referitor la ceea ce
s-a întâmplat, nu știu dacă se întâmplă în teatru, în cinematografie, vorbim de hărțuire, de remarci sexiste, spuneați așa, până acum eu m-am confruntat cu lucruri care, din păcate, devin obișnuite, comentarii mici, remarci, ca femei ne obișnuim și trecem mai departe sau dăm o replică tăioasă și dezamorsăm cealaltă parte. Despre ce vorbiți aici? Sunt mici microagresiuni cu care suntem obișnuite și care au de cele mai multe ori legătură cu felul în care arătăm sau mai departe atunci când avem o voce și când insistăm să ne păstrăm un spațiu și să nu zâmbim frumos, ne sunt date așa mici fichiuri. Și sunt microagresiuni cu care femeile sunt obișnuite. La fel cum povesteam mai de mult, suntem obișnuite în adolescență și cumva e așa o chestie instinctuală să ne punem, când mergem seara pe stradă, să ne punem cheia între degete. Știi? Adică este o societate care a fost atâta vreme cât se poate de toxică și care a făcut din femei cetățeni secundari și sper din toată inima că lucrurile astea se vor redresa și că fiica mea și toate noile fiice care vin să populeze lumea asta vor citi despre chestia asta așa cum citim noi că la un moment dat nu aveam voie să votăm. E o chestie din trecut, peste care, din fericire, s-a trecut. Când vorbiți despre aceste mici chestii care se întâmplă, vorbiți despre societate la modul general sau vorbiți de teatru, cinematografie în particular? Eu am avut noroc, nu vorbesc despre societate în general, pentru că unii dintre cei mai deschiși și mai real feminiști oameni pe care i-am întâlnit au fost în mediul ăsta, în care creatoarele sunt, să zicem, uneori și să sperăm că de cât mai multe ori, foarte apreciate. Dar societatea, la modul general, este aia care îți spune că dacă te îmbraci într-un anumit fel, e liber la vânătoare și că oricine te poate hățui, hăcui, pune într-o valiză și tot așa. Adică sunt... greșelile sunt la un nivel de mentalitate mai mare. Da. Decât nu am fost nicio, ca să clarific, nu am avut parte de, din fericire și sunt foarte recunoscătoare de hărțuiri și de evenimente tragice, așa cum colegii de ale mele din străinătate sau poate de aici au avut parte și sunt alături de ele și le susțin lupta și sper să li se facă dreptate și să nu mai existe refrenul ăsta stupid cu da, de ce n-au spus atunci? Uite, de-aia. Pentru că pui întrebarea asta acum, de-aia n-au spus atunci. În acest context, foarte scurt, pe final, vreau să vă întreb, cum vedeți acest scandal, pentru că discutăm despre asta, în care sunt implicați și ați văzut, la nivel mondial e implicat România, scandalul fraților Tate, care promovează această masculinitate toxică despre care vorbiți. Cum vedeți acest caz care pune România cumva pe harta mondială a acestei discuții despre masculinitatea toxică? Bine, băieții respectiv mi se par comici, adică mi se pare că trebuie văzut ca un act de varietate toată treaba asta. Nici nu mă interesează foarte tare pentru că, din nou, nu știu, mai bine mă duc și îmi bat un cui în genunchi decât să văd ce promovează băieții ăștia și cei ca ei. Nu știu. Da, există foarte multă masculinitate toxică în România și îmi vine să zic și în general în lume. Da, aici cred că avem noi de câștigat un pic mai mult. Avem de luptat, e o nouă... Ideea e că noi, nu știu, întotdeauna găsim așa substituturi pentru masculinitate, care sunt ori un motor foarte puternic, ori o etalare de obiecte, ori,
E o discuție mult mai amplă care nu se poate purta pe final de ceva. Da. Deci nu știu, știu foarte puține de scandalurile alea, știu foarte multe memes despre cei doi frați, inclusiv ăla cu cine poate crede că un om cu asemenea maxilar și cu asemenea linie de păr e alfa, da, mă rog. Complicat. Da, e o revoluție la care vom participa cu toții și cu siguranță lucrurile au loc de îmbunătățire, așa cum spuneți. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost în direct alături de noi. Ana Ularu, actriță populară la Hollywood,